Academicianul Solomon Marcus va susține mâine seară la Ploiești o conferință-eveniment despre Basarabia și suferințele îndurate de românii de peste Prut, supuși decenii la rând procesului de rusificare. Organizată de Asociația Conștiința, conferința va avea loc joi de la ora 19 la hotelul Prahova Plața. Ne-am gândit să discutăm despre această chestiune dureroasă, despre limba românească dincoace și dincolo de Prut, despre suferințele fraților noștri de peste Prut și despre nădejdea unei românii mari, alături de domnul academician Solomon Marcus. Conferința academicianului Solomon Marcus prefațează Festivalul Conștiința, programat la Ploiești în perioada 6-11 octombrie. Vor fi numeroase evenimente culturale, conferințe, prezentări lor de cuvânt, lansări de carte cu importante personalități ale culturii române, de pildă Răzvan Teodorescu și Dan Berindei.